Consilierii locali din Caracal s-au reunit astăzi în ședință extraordinară să aprobe mici modificări ale proiectului de reabilitare termică a Spitalului Municipal. Investiția este derulată pe fonduri europene prin programul operațional regional. E un proiect cu o valoare de 10.133.000 RON, dintre care contribuția primăriei este undeva la 204.500 și ceva RON. Adică e o treabă foarte bună pentru orașul nostru, că nu e vorba doar de primărie, este vorba de modul în care cetățenii orașului pot să-și desfășoare activitățile de servicii medicale din orașul nostru. Corpul principal al spitalului, construit în anul 1983, nu a mai beneficiat de lucrări de modernizare a fațadei. De această dată, lucrările prevăzute în proiect vor schimba complet aspectul imobilului, dar vor aduce și un plus de confort termic pentru bolnavi și facturi mai mici la încălzire pentru autorități. Este vorba de o învelopare exterioară a corpului C1 cu o termoizolație din vată minerală bazaltică, de în grosime de 10 cm. Și înlocuirea tâmplăriei existente, tot în același corp, tâmplărie din asta, tip nou, de aluminiu, cu geam termoizolant. Așa ca și lucrări de rezistență, este vorba de termoizolare și impermeabilizare pereții subsol. Reabilitarea termică vizează și toate instalațiile de climatizare, inclusiv înlocuirea caloriferelor și conductelor de la centrala termică. Încăperile unității medicale vor fi încălzite și cu sisteme verzi de producere a energiei. Și sistemul de iluminat se schimbă și sistemul de modul de aer condiționat și modul de căldură acolo. Adică se trec la lucruri mai moderne. Se vor monta panouri solare pentru centrala termică și apa menajeră și, bineînțeles, înlocuirea caloriferelor existente cu radiatoare din astea moderne. Spitalul Municipal Caracal este o unitate medicală cu 450 de paturi care deservește toată zona de sud a județului.